Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la ședința Consiliului Local. Ședința Consiliului Local a fost convocată de către primarul Comunei Aseu, conform dispoziției numărul 183 din 2 august 2021. La prezenta ședință sunt prezenți majoritatea Consiliului Local, lipsește doar domnul Sudorel, drept pentru care declară deschisă prezenta ședință de astăzi. La începutul ședinței ați avut în mape procesul verbal al ședinței anterioare din 15 iulie. Dacă sunt ceva obiecțiuni din partea dumneavoastră ca să le putem consemna. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a prezentei ședinței. Bun, proiect de hotărâre privind primirea UAT Berești, Bistrița, în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADIV, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia, inițiator primar. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2021, inițiator primar. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exerciție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Aseu pentru trimestrul 2 al anului 2021, inițiator primar. 5. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL numărul 68 din 17-11-2020, privind obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice locale, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localității și sancționarea unor contravenienți. Inițiator primar. La modificarea ordinii de zi, avem un proiect, proiect de hotărâre pentru aprobarea concesiunii imobilului Corp C2 Clădire, Cabinet Medical. Numărul de înregistrare, clădire aflată în domeniul privat al Comunei Aseu, inițiator primar. Probleme diverse. Supunem la vot ordine de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind primirea UTA Berești-Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, ATIP, și modificarea actului constitutiv al statului acestui. Inițiator primar. Comisiile au emis achiziții corporale de toate trei comisiile. Spunem la vot. Cine este pentru? Abține. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2021. Inițiator primar. Comisie de aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Discuții? Așa. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Inițiator primar. O sumă care primită de la spate de urgență de un mulțumim și da. Cine este de acord? Contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Aseu pentru trimestrul al doilea al anului 2021. Inițiator primar. Avize favorabile din partea comisiei. Discuții? Mulțumesc.
Spune la vot, cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru completarea HCD numărul 68/17/11/2020 privind obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice locale, agențiilor economici și cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localității și sancționarea unor contravenții inițiator primar. Comisia disfavorabil. Ați văzut, a fost o singură modificare cu acele lanțuri din prite. Da. Hotărârea ați mai aprobat-o în noiembrie. Bună, spre aprobare. Discuții. Domnul Cătălin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul primar, comentariul pe care vreau să-l fac acum, trebuia să-l fac la cealalt, la proiectul de hotărâre 17 noiembrie 2020, îl fac acum, dar dacă vine mai târziu, vreau să-l luați ca pe o recomandare din partea mea, deci, repet, o recomandare și nu un repros sau ceva ce n-ar fi în neregulă. Am citit cu atenție proiectul de hotărâre din 17 noiembrie 2020, cât o l-am avut odată în față, cu amenzile și sancțiunile și aș vrea să vă recomand ca sancțiunea contravențională să vină drept în ultima etapă. Mai întâi, campanii de informare pentru oameni, campanii de conștientizare, să nu facă mizerie pe apă, să nu arunce. Știu, domn consilier, că spuneți că nu aveți cu cine, dar avem cu cine. Nu, că am văzut că dați așa dezaprobat. Haideți să facem întâi campanie. Eu nu zic că nu e corect, sunt oameni care nu înțeleg. Unde trebuie să vină și sancțiunea contravențională, omul nu înțelege. Dar haideți mai întâi de amenda omul, să ținem cont de situația economică-socială pe care o trăim astăzi. Oamenii toți trăiesc greu, salariile sunt mici. Nu putem să iau, nu abțin termenul, știu că să aruncăm pe oamenii spre capul lor. Mulți oameni au spus, domnul profesor, de unde să le mai plătim? De unde să le mai plătim? Într-adevăr, greșim, nu cunoaștem legea. Informațiile. Haideți primăria să ne informeze, să facă cum era odată ședințe. Să facem ședințe cum era odată, ca omul să știe. Doamne, nu mai voi să la viceprimar, atâtea situații au făcut, atâtea pentru curățenii. Am fost inclusiv în biserici, în fiecare dată. Am rugat cetățenii. Mai facem. Ați spus când ați fost viceprimar. Facem încă o dată, sunteți primar. Așa. Și încă un lucru. Oamenii au acasă, se apucă de o construcție în spate, poate nu au autorizații din capul locului. Haideți să ne informăm, despre de autorizații. Nu mergem să-l amendăm. Eu cam mine... Dar cu cine a auzit? Dar eu visez noaptea că el vrea să construiască? Domnule... Și când îți faci să-l informăm? Păi cum a ducat din câștigri că vrei să construiești o locuință, nu? Nu vii să întrebi domnul responsabil cine e acolo. Nu trebuie să-i amendăm, domnul primar, asta spuneți. Haideți să-l lasă și legalitate. Uite, sunt de autorizat. Dar cine pe cine am amendat până acum? Dați un exemplu. Nu dau exemple, mi-au ajuns la urechile mele. Nu, dar vorbiți așa, vorbiți ca și cum ție. Vorbiți ca și cum primăria face impresiuni asupra oamenilor, așa că sta în teren adus și-am urmă. Un tânăr s-a apucat de un gard în comună și... Și cine l-a dat amendă până acum? Dați un singur exemplu. Este amenințat cu amendă de 5.000 de lei, dacă nu... Dați exemplu cu doar, cine l-a dat amendă? Vă spun exact, cu nume și prenume, dacă vreți. Doamna Primicheru, este vorba de doamna Primicheru, da? Dar știți ce Tivoli s-a pus în vedere? Haideți să ne ajutăm pe oamenii să intre în legalitate. Haideți să ne vedem, domnule, ai greșit acolo. Nu mai știu, să-i mai păsim. Nu putem să ne băgăm popului. Deci ai bărbat să știu, om să-și facă dacă omul vrea. Ce facem? Îl amendăm pe om? Da, are fac ca pe drum. Corect, nu trebuie să o țină pe drum. Trebuie să o ducă prin spate. Câte amenzi? Dacă îi vrea, este în ordine, atunci... Dar v-ați interesat câte amenzi s-au dat? Foarte bine, dacă nu s-au dat și țineți cont și nu te-am plătit să așa spus problemă, dar așa ține loc am apucat, nu? Eu am spus o recomandare, nu o reproș. Da, asta vă dați. Auzit, de noastră e prima să faceți campanii electorale. Nu e să facă domnul electoral. Dar sunt frustră, chestia asta pe mine ca dumneavoastră, ca și consilier al Consiliul Local. Eu informez oamenii. Ești din cum să veniți cu chestii. Eu vă informez că trebuie să fii mai atent, să nu dăm pe capul omului. Să nu dăm pe capul omului, să nu-i oamenii. Ne spun așa, dumne, păi corect, mie îmi dai amendă dacă mi-a făcut o construcție și nu mi-a spus autorizația la timp bun. Dar eu când mi-a rupt mașina și bucșele și rolmenți atâta timp în asfalt, cine nu plătești? Constructorul, plătești constructorul. Da. Constructorul îi trimite la primărie. Da. Faci cu noi ca mingea de ping pong. Faci cu noi ca mingea de ping pong. Da, bun. Nu, atât am avut. Eu sunt salariat iaba și nu... Eu asta spun, domnule primar. Să fim atenți cum analizăm situația și dacă, într-adevăr,
făcut ședința. Se dă avertizmente de 3 ani. De 3 ani se dă avertizmente. Unii nu înțelege, domnul. Și dacă i-au pus 100 de lei amendă, dumneavoastră îmi spuneți că noi ne-am apucat să omorâți oameni, să omorâm oameni, cam așa puneți problema de azi. Haideți să facem campanie, vreau înainte, nu trebuie la școli. Unde de acum? Domnule, nu mai voi să anul noi. Mă mai auziște, nu mai voi, trebuie să-l selectezi. Tu să dai bine. Ai audiență, ești consilier, ai audiență, de ce nu invite? Dar eu nici nu am fost audiență. Eu mai fi pe câți ați avut, vă rog, Cătăne, câți ați avut audiență? N-au venit oamenii. Băi, trebuie, doamne, voi ne duce la foarte bine. Dar trebuie să vedeți, 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 cred că au pus azi 10 oară făturaș de aia în coșul. Nimeni nu le citește, nimeni nu se uită pe ele. Și dacă te duci și îi spui și îi scrii un avertisment și îi pui, dar nu s-au pus nici măcar o amendă pentru gunoaie până acum, înțelegeți? Nu știu dacă v-au vorbit pe poliția dacă vă facă. Nici nu am mai făcut informare, mergem cu mașina pe care ce greu, anunțăm oameni cu portavoce și nu informare. Dar ce greu? Autoritatea cu ce-și faci să-ți faci casă cu etaj și nu știi că trebuie autorizație, nu? Domnule, nu știu, trebuie să știu. Păi cum adică? Dar nu știu de legalitate. Domnule, ca să faci un dosar, te duci la un proiectant care îți face o listă cu aprobări și de vizită și acolo ai tot ce trebuie. Concluzia asta este, trebuie să analizăm situația bine înainte de a aplica hotărârea Consiliului Local și de a sancționa contravențional. Vă mulțumesc! În concluzie, mulțumim pentru recomandări, domnule Cătălin Omica, dar din punctul nostru de vedere stăm foarte bine la capitolul comunitate, prin intermediul poliției locale și prin intermediul mediilor online pe care le avem la dispoziție. Noi considerăm că absolut săptămânal, ca să nu exagerăm să zic zilnic, comunicăm. Câți au online, doamne? Toate bunicile au online, domnul Cătălin. Să nu mai vorbim de tinere. 70% dintre cetățenii comunii sau se informează online. Ca să nu mi contrazic aici. Plăcuțurile alea care scrie păstrați curățenia, de ce le-au spus cetățenii comune asupra exact, la Dinama? Exact, exact. Nu vreau să te contrazic sau ca să nu. Am spus că nu sunt rele intenții și acum avem probleme că vrem să întindem apă la școală la Bartea, că omul dacă a ieșit cu gardul, că acum ai să fii de lângă gardul. Dacă l-ai pus lângă asfalt, unde ai gândit? Omul a făcut același lucru. Când am spus de sanitate. Nu, nu-i prea mea. Păi de ce nu vin vreodată să-i spui că unde îți băgăm apă? Omul a făcut în același lucru. Nu a să spuneți că a ieșit. Și nu este nicio amendă pentru gardul. Nu poți să amendă pentru unul domnului Mărunti. Nu s-a fost cu Cătălin Nenea să fieți în campanie. Nu o să fieți în campanie. Domnule, nu mai sunt că vă mulțumesc. Domnul Cui. Da, haideți să trecem la subiect totuși, că nu, în proiectul ăsta nu vorbim de gunoaie. În primul rând vorbim de circulația pe drumurile publice a utilajelor cu dotate cu lanțuri. Lanțuri și alte chestiuni. Cred că ar fi bine aici de introdus și șenilate. Cuvântul șenilate. Da. Pentru că bine iarna și... Da. Vreau să, dacă totuși domnul Cătălin spunea că primăria să facă o acțiune din asta, eu n-am văzut la nivelul comunei său tractoare din astea, mai ales tafuri, n-am văzut să fie înregistrate cu numere date de primărie. Orică nu le poartă și atunci e grav pe drumurile publice, orică, într-adevăr, nu sunt înregistrate, ori conform 195, nu au voie să circule pe drumurile publice decât utilaje, tractoare agricole, tractoare forestiere, înmatriculate sau înregistrate.
Eu am fost și prin alte comune la țară, văd tractoare agricole care sunt înregistrate. La noi nu am văzut tractor forestier care să fie înregistrat. Poate... Majoritatea sunt înregistrate, dar trebuie să nu-și opusie pășuțele. Cred că mai degrabă ar trebui făcut o campanie în sensul acesta, pentru că se circulă pe drumuri și implicată inclusiv Poliția Națională. Atât. Alte discuții? Deci mai am avut. Puneți la voi, să pun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Abținere împotrivă. Să reușesc, nu are încredință. Deci mai. Să trec la șansa. Asta nu mă știu. Modificarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesiunii imobilor COP 2, clădirii cabinet medical. CIF 6067, clădirii aflată în domeniul privat al Comunii Asen. Inițiator primarul. Comisia de învățământ a vis favorabil, Comisia de administrație a vis favorabil, Comisia economică a vis favorabil, cu un amendament al domnului consilier Paisman de Costel, care propune înființarea unui cabinet de pediatrie sau fizioterapie. Discuții, asta e o propunere. E licitație, da, licitație. Da, licitație. Discuți la licitație, dacă vrea să participe și altcineva decât solicitantul. Domnule, prezentați un pic ce înseamnă corp 2, că multă lume nu știe ce înseamnă corp 2, noi știm. Vota din clădire din curte. Noi știm, nu știu oameni, că a fost întrebat. De oameni, da. Ne spui casa doctorului care e. Așa zisă casa medicului, da, așa. Corpul ăla de clădire, care e renovat odată, o reîntrânare nevalidat cu Scanțarul. E format din două încăperi, bucătării, baie și solicită domnul doctor Bărzan să înființeze un cabinet medical psihiatric. El are și o altă specialitate. Nu s-ar prea vedea așa, prea viabil pentru comuna. Interesul nostru este să aducem bani la bugetul comunii și așa... Interesul nostru, domnul primar, ar fi să aduci ceva ca să fie... Cu cea mai mare plăcere, da. Vorbea doamna Mădălina Purcaru, mai nu știu când vrea să facă la straj. I-am spus, domnule, dar veniți aici, în cer pe comunii. Poate să fie la licitație, să facă urmă. M-am citit în proiect, este licitație, aprobarea licitației publice. Atunci se vor prezenta. Absolut, licitație publică, deci poți să vină. Doctor, cu mai multe specializări sau? Dacă să anunță de stagiul generic. Cine știi, participă. Fără probleme, deci... Ar fi mai... Din deschidere totală să fie... Mai bine venit un cabinet. Absolut. Asta a fost o propunere, nu tot oară. Da. Noi am dat curs solicitării domnului Purzan. Dar nu înțeleg, da. Mai sunt discuții? Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Punctul numărul 6. Probleme de vieță. Da, lăsăm. Pe domnul Voizman, de prin temă, știți cumva, aveți informație, s-au adus urși de la Brașov la noi în comună? Nu sunt, asta nu se va spune, nu din partea noastră. Chiar din noi, este așa, de semn, dar e posibil. S-au filmat săptămâna trecută în zona la stradă, acolo, pe la dumneavoastră. Nu, ieși de la ei din curte. Sunt mai mulți, chiar cu nimicuța acolo, de unde i-a dus, că i-a dus, că nu i-a dus, nu știu. Și noi ne-am pus întrebarea. Mă gândeam că sunteți, informat. O fost discuție la Bacău, dar se impune și treburi care... Bine, mulțumesc. Care prima dată ce s-a spus, când se întâmplă ceva sau cu urși în comună, să fie informat domnul primar. După aia... Așa s-au pus discuții de către domnul de la ONG sau cine... Foarte. Păi așa trebuie. Se fie anunțat domnul primar. Deci dacă intră ursul în curte la cineva și face pavul de ce face, anunțat domnul primar, domnul primar, jandarmeria, după aia pe noi personal autorizat, să se ia decizie, doctorul veterinar, să se ia decizia. Îl tranquilizeze, îl eutanasieze, îl împuște. Da, asta vă pot spune. Mai mult, mai mult de atât, nu vă pot spune, domnule. Că l-a adus când l-a adus, la depuletul meu. La sfârșitul lunii acestea se finalizează proiectul. Noi am făcut o adresă către Technimarket să ne spună când o să termine de plombat și pe apa său și de ridicat capacitatea. Nu am primit până la ora asta niciun răspuns, dar o să vă convocăm pe toți consilierii locali la recepția acestui obiectiv.
Eu am foarte multe de comentat, de spus, o să le, adică le-am făcut și în scris lor. Efectiv, nu-mi place cum au lucrat. Dar asta e societatea, au fost luată la licitații, nu eu am adus-o, nu... o să vă invit pe toți și dacă o să fiți de acord să le semnăm recepția, mare drag. Dacă nu, eu personal vă spun de pe acum, eu nu semnez. Da. O să vedem despre ce e vorba. Deja în zona de la deal de școală, unde s-au plombat, deja s-au făcut... Da. Nu știu, eu am foarte multe. Am fost acuzat că am făcut blat cu ei, am fost acuzat. Nu, eu pot să dovedesc cu hârtii câte adrese le-am făcut. Câtă muncă am dus cu ei de lămurini ca să își facă treaba. Ăsta, mare contractant Tehnimarketul, la cel puțin 10 firme o să contracta lucrarea asta. Ei au zis că le oprim garanții, nu știu, e problema lor, ci garanții, ci... Noi până nu o să vedem, o să... Da. Ei n-au făcut lucrarea de un primar de la prima mână. Trebuia să pună o stradă nisip, peste țări, peste asta, absolut, în fiecare zi mi-am dus, i-am verificat, am avut unul de la domnul Vinceanu care a fost la apă. Da, o făcut, e conform, dirigintele de șantier le-au semnat. E așa, zice că e ok. Păi să răspunde atunci. Păi să răspunde. Mai lucrează atunci. Care o semnat și care și-o luat... Da. Și-o asuma răspunderea. Așteptăm. O să așteptăm răspunsul lor și să vedem ce se întâmplă. Mai lucrează acum, la momentul actual? Da, doar lucrează ceva la stația de apă, pe drumul aici încheiat. Pombatul a zis că e asta. Mai lucrează la zeu obligatorului de făcut drumul. Exact cum scrie la lege până la urmă. Trebuie să dea drumul cu rosință. Ei motivează că tu au proiect 8200 de metri pătrați de asfalt. Dar nu mi-am făcut proiect. Ei au tăiat, ei trebuie să dea. Dar ei trebuia să ceară, să facă documente, să... Ce mai vreau eu să zic, că legat de dacă tot era cu recomandări și asta, în momentul când se mai ia apa, să anunțăm cetățenii lucra, așa cum spunea doamna Lucra. Nu, avarii, avarii, nu la urgență. Dacă online merge, să anunțăm. Dom'le, nu ne mai înjuri ăștia. Ne-am trezit cu apă la stradă, că astăzi, ca al dat o ținut vreo două zile și chiar... Păi nu, când s-a luat o ținut soamnă, dar când ne-a luat o ținut soamnă. Și astăzi, după ce am aflat de avarii, am anunțat... terenul alăturat din noi, să dea semnătură, îi dea foarte bine. Dar nu la asta se referă. La acordare e fiecare. Dar dacă completarea proiectului de canalizare se crede și apa și o să... Da, la sfârșitul unii au fost. Nu știu pe de mai repede, care vă zice, e același proiect. E extindere de apă și canalizare. Da, și trebuie să vină de la minister, trebuie să vină. Sunt cetățeni interesați care vreau să fie. După 1 august, după 1 august, după 1 septembrie, sperăm să putem să legăm acum. Să cea pe branșare la canalizare. Da, domnul Bobe. Da, aș vrea să fac o observație la problemele diverse, fiindcă cu ajutorul domnului primar și celor din primărie, am reușit să, sau s-a reușit să se planteze în diverse zone ale localității acele bănci și coșuri de gunoi. Fac o remarcă vis-a-vis de educarea copiilor noștri, a tuturor copiilor noștri, care vorbesc într-un mod extraordinar de urât și care vandalizează bunurile comunei noastre și banul nostru la urma urmei. Fiindcă, așa cum spuneam, am rugat pe domnul primar și personal din primărie să monteze și în zona mea o bancă și un coș de gunoi. La două-trei zile, banca era zgâriată și coșul de gunoi deformat. Da, da. Mă iertați un pic. Dacă montează, să monteze la un metru de carosare. Că așa ai montat are... la strajă, doamnă primar. Cine stă acolo la un metru de carosabil?
O lampă, un deamnă interesant. Dacă asta da, da, chiar așa spune, nu mi se stau. Nu e să așa, dar în ce zonă asta așa? Nu e mai mult acolo, când se dă un pic mai național? Pe zonă națională. Dar sunt 2-3 metri de la carosabil, deci nu sunt chiar în margine. Domnul primar, deci nu are mai mult de un metru. Dar despre care vorbiți? Despre care vorbiți mai exact? La DN-ul? La DN-ul. La DN-ul. La DN-ul. Aici care la strajă, unde duci nu cu către strajă? Acolo e DN-ul. Deci, nu care... Da, de unde e la unde stă domnul Vici, un pic mai încolo. E partea dreaptă. E partea dreaptă. Da. Domnule, dar mergem și văd o ruletă așa, mă sunt de la calcă. După ședință mergem până acolo. Și dacă are întâlnimente... Dar unde asta vorbim? Nu o șanță cu apă, nu o șanță cu apă, ia sus, mai încolo un pic. Nu e așa? Mai sunt eu trec cu pia. Hai domnule, și merg în fost. Treci din pod? Nu treci, domnule, până în pod. Nu mică. Hai să vezi. Deci atâta sunt. Nu știu ce gândi. Atâta. Mă, poate omul cer de la fără, dar omul acolo. Da, voi am fost în urcăvării. Da, la momentul nu s-o mă cer nimic. Eu n-am nimic, eu am spus că nu spus. Vreau să specific că banca este pusă într-o semiparcare, deci un loc lăsat deoparte de oameni. Așa, acolo se adună copiii în fiecare seară și pe parcursul zilei și era necesar. Este și magazin vis-a-vis de mine acolo și era necesar un coș de gunoi și o bancă. Așa. Dar după ce s-au montat astea, mizerile au fost sub bancă. Mucuri de țigări și semințe și peturi, în condițiile în care vecinul meu pune în fiecare zi aproape un sac menajer în acel coș, care a treia zi, bineînțeles, după ce s-a montat coșul, sacul era ars cu țigara, lucru pe care nu-l fac bătrâni, nici îl fac tot cei tineri, așa. Noi am amenajat acea parcare acolo, sunt capul mai multe mașini, dar coșul respectiv era bombardat, era îndoit. E o chestie care țin de bun simț și vreau să, asta vreau să spun că această sensizare mea vis-a-vis de educația copiilor a deranjat pe unii cetățeni în contextul discuției importante și cu colegul nostru mai înainte. E vorba de educarea noastră și de educarea copiilor noștri. Haideți să ne autodisciplinăm, fiindcă dacă stricăm ceea ce punem, ne tăiem singur craca de sub picioare. Primăria investește niște bani acolo. Creează niște condiții minime, niște condiții de certe. Vine cineva străin din afara zonei noastre, trece prin comuna noastră și vede ce se întâmplă. Și imagine. Ca completare la ce spuneți, ieri am strâns 50 de saci de gunoi de pe Albia Lungului. Aia au fost aruncați de oameni din comună. Eu am impresia că uneori unii oameni fac cu răutate. Zici, dă-mă cu tot de la primărie, dar nu știi că în loc ca oamenii aia, 6-7 oameni, tot timpul avem 2 în concediu de odihnă, unul medical, îți rămân foarte puțini oameni. În loc să faci ceva, să fură spații diverse, să faci, nu știu, alte activități, că sunt o grămadă, nici nu știi de ce să te apuci. Trebuie să intervenim pe Albia Lungului, că dacă nu garda din mediu ne-a dat 300 de milioane amendă și ne mai dă 300 și încă 300 de câte ori vine, dacă nu pierdem bani cu oameni, plătiți din bani oamenilor, cetățenilor, te duci cu oamenii pe Albia Lungului. Dar unde mai cu aceleași persoane care sunt angajate, coșurile astea pe digolite. Noi nu trebuie să dăm amenzi. Noi stăm noi către vedea, era clar că a fost legat sac de rafii, bine măcar că l-a legat la gură, doi saci aruncați în apă. Am dus și nu numai acolo. De acolo unde zile până acum, 60 de saci am strâns ieri. Poliția locală cu 2 oameni pe parte, alt polițist cu 2 oameni în altă parte. Sigur, o anumită chestie ori, și că domnul Cătălin vorbea că se anunț. Ce să-i mai anunț, frate? Nu știi că nu-i normal să arunci gunoi pe drum. Și să vedeți în intervalul ăla de la Beria, acolo nu se duce nimeni, decât din mașină le aruncă. Treci la deal, nu-i nimic, că vine vară, trebuie zumbidos sau cutii sau stigul de marginea. Înțelepți cum îți pare, mă aștept dacă te duci unul și spui la domnule. Bun, la ce spunea domnul Bobeică, dacă îmi permiteți, sunteți un astă profesor ca și mine, domnule Bobeică, va începe nouă an școlar și vom ruga colegii noștri care didactice să facem campanie școli, să mergem să explicăm copiilor că nu-i frumos să strece spațiul verde și să strece băncele, să vorbească. Începe școala, mergem cu toate didactice. Dar ce e educația? Da, da, da. Școala doar învață. Păi, școala... Educația se face acasă.
și în școală. Acasă și în școală. Școala învață. Eu vă spun din campanie. Educația se face chiar prin care... Da. Am vrut să completez și spune domnul Mureică. Săptămâna trecută, veneam de la, de către strada cu căruța, în zona dumneavoastră acolo, era plin de copii, era mașina de gunoi, am oprit căruța, ca să treacă mașina de gunoi. Un copil dintre ei toți care a fost acolo, a aruncat mintea peste mașină, mi-a dat-o pe cal, am și martă care au văzut, facea calul ca acum, să mă omoară. Noroc a fost că a scos șânge, că dacă nu pățea minunea aia, acolo mă îngrămă de calul în gar, să martă. Am oprit căruța în Aradea, am legat calul de gar și am zis, băi copii, ce cu voi aici? Păi, dacă o să ne jucăm, unii, cine l-a aruncat? Unul a recunoscut, eu am aruncat, nenii, cer scuză. Păi, du-te să mă omor, ai văzut? Am fost la Poliția Română, am anunțat, am spus să supravegheze copiii. Domnul șef de post al cinei s-a zis că o să luăm legătura, o să mergem, dar o să joace și copiii. Problema lor. Da, păi, unde se joace? Așa ne-am făcut aici. Domnul Adrian, să se plece toate, o sparge amul de toate din partea asta. Poliția locală nu poate să stea până la 12 noapte. Iese mai, vede pe camere. Dacă duci la om acasă și zici, băi, copilul tău, stadionul l-a încosit a 3 oară. Îi 3 hectare din pământ acolo. N-au unde să jucă. Domnul Gata, trebuie și poliția noastră, trebuie și după masă, chemați pe toată cu el. Dar Ustana, nu vreau, nu frumos la părința acasă, și eu am fost copil și dumneavoastră ne-am jucat toți, ne-am putut. Dar acum ar fi o condiție să joace acolo. În drum acolo merge. Și ne-am văzut copii. Vin mașini de la deal, o onoară, nu mă aude. Și am oprit o bunică care cunoșteam un copil de care am surd. Păi n-a ce să facem, cum să facem, păi da... Tocmai de asta încercăm și la strajă și a fost o grămadă discuții cu spațiul ăla de joacă, că cu câțiva cetățeni de acolo s-au supărat, că vrem noi, că am venit noi, că să facem, domne, că nu sunt copii, că n-are ce să stea. Cum să nu mai fie, dacă un sat, cum e straja, din 1000 și ceva locuitori, nu mai are 20 de copii, înseamnă că hai să ne desfințăm. Și o să vină o firmă, trebuie să facem și o să vedeți că are și ăla, va avea... Va fi plin de copii, cum și la barca, o să se degradează, să stai. Mă întreba cu ce înseamnă la Brouvorul. I-ați promis, a fost cumva cu casa la CSM, a să facă o spație de joacă. Da, am analizat și de casă cu un om. S-a mâncat și de analizat acum. O completare la ceea ce s-a discutat. Amintiți-vă când am cerut eu, într-o ședință, să instalăm un colț de gunoi la... În mandatul trecut vorbesc, la izvor. Ce reproș mi-a adus domnul primar atunci? Ați văzut? Mai rău am făcut că am zis costul de gunoi pentru că e plin și așa. E adevărat că Romprestul nu poate opri să ridice din aceste coșuri de gunoi. E clară chestiunea, pentru că eu la un moment dat chiar am insistat, trecea Romprestul cu mașina la vale, după ce sensese gunoiul în comună și l-a rugat să oprească, să gălească coșul ăla. Și omul mi-a zis clar că opriți ia apă. Și mi-a zis, dar cu ce să-l iau eu de aici? Cu ce să-l iau? Că eu nu mă pot duce la mașină cu două bidoane în mână să-l arunc. Da, nu-i treaba lui. Deci asta e treaba primăriei. Și astăzi am trecut în oraș, în jurul prânzului. Am vrut să fac o poză, dar era prea târziu și m-am gândit că oamenii se sesizeze. Erau chiar aici unde ați instalat băncuțele și măsuța, chiar la stația de apă. Era o mașină cu numere de Suceava, deci nu era de-a nostru. O opriți, au mâncau, erau un cetățean și o femeie, au mâncat și au strâns frumos, chiar am mers încet și au strâns frumos toate resturile și le-au pus într-o pungă și le-au urcat în mașină. Da, oameni civilizați, oameni civilizați. Da, exact ce spunea Paul, educația se face acasă, la școală se învață. A doua problemă pe care vreau să ridic este cea legată de drumul de acces de la Râu Bânțu spre mănăstire. Știți că era drumul ăla de acces care se urcau oamenii și cu mașina mai greu, cu mașina ce-i drept, dar cu mașina mai, cu garda mai înaltă la sol, se putea urca pe acolo. Am trecut luni, ieri am trecut pe acolo, din cauza apelor s-a făcut un șans teribil și nu se mai poate urca. Și chiar m-a rugat cineva, eu n-am știut, de aia am trecut ieri, duminică la biserică, un cetățean m-a rugat, domnule, poate să duce primăria cu buldozer, să niveleze un pic, să treacă o dată, să ducă, că mai urcam pe acolo, să ducă la mănăstire. Eu le-am explicat, e cărarea de acces de la izvor. Se poate urca și pe acolo. Dar oamenii preferă să urce de aici din sat, direct spre mănăstire. Poate reușim să trimite. Și vede ce se cu un pic de răbdare, o să facem și pe ăla. Acum a început, poate ați văzut de astăzi, am început. Dar nu neapărat de astăzi. Să curățim în urmă la ăștia cu canalizarea. Da. Vedeți ce-o lăsat pe marginea drumului și pe o parte și pe alta și piatră și de aia neagră, asfalt din ăla și e dezastru. Vedeți ce-o rămas în urmă.
Am vrea să curățăm, să aducem la măcar drumul ăsta județean până la stranjă, până și la drumul național. După aia să vedem ce o să facem cu drumul comunal și apoi în continuare o să luăm toate ulițele, iar la Petruiț, la vedeți. Acolo, practic, zic eu, nu trebuie să piatră, acolo trebuie nivelat un pic. Da, știu, toate priorități, toate. Miroa cineva pe la Nucului și ăla, avea o cale de acces și el la locuința lui. Practic, ar trebui profitat de mănăstirea asta și să încercăm să atragem ceva fonduri. Da, noi avem un plan, nu-l mai spunem, poate să fie ceva frumos. O să iei ceva frumos. Da, asta. Să ajungem. Da. Sunt alte. Astea sunt probleme. Da, doar o cătă. Lunea trecut, a spus domnul primar că nu avem lucruri bune. Apreciem și mulțumim primăriei pentru cultul excavatorul dat, unde am reușit să facem un drum când s-a turnat placa pentru biserică la parohiei. A fost prompt și a trimis domnul primar imediat cu excavatorul lunea. A fost un lucru foarte bun. Tot când ajungem în zonă, domn primar, o situație destul de serioasă. Dacă aveți timp, vă rog frumos, cât de rapid puteți ajunge. La în zona părului Brad, sunt căderi de piatră de pe versant și ajung în drumul comunal. Am și câteva imagini, dacă vreți, le putem vedea la final. Acolo ar trebui să facem un gabion, o plasă, ca să oprim căderile de piatră, să oprească un gabion. Chiar eu am într-o zi, am depărtat o piatră foarte mare din mijlocul drumului, am dat în margine, se vede aici, și e foarte periculos. Trece o mașină, un microbus, vă dați seama ce se poate întâmpla. Ajungeți acolo, ne uităm, un cu doi excavatori, se poate face și lucrarea aia. Aia e chiar o situație care nu putem să amână, că nu știm când vine aia. La o ploaie pândentă, sunt mai râpa și e pericol pentru trafic. Având în vedere că în ședința trecută am lipsit, înțeles că ați adus, știu eu, completări și la pietruirea drumului. Ați fi vrut șanțuri din beton. Da, și domnul Pașoan a spus. Vedeți și cu ideea reuniți luăm bani. Noi am avut niște bani pe inundații care au fost doar pentru pietruiri. Și pietruirii, da, pietruirii din aia cu piatră. Ei, noi am făcut niște sacrificii, am încercat să facem un lucru bun, să nu mai vină apa pe drum, dacă avem, și am făcut șanțul de pământ, atâta ne-a permis și banii, deci oricum ne era pregătit. Asta a fost o propunere, domn primar. Păi credeți că eu n-aș vrea să fac din beton? Toată comuna mea vrea să facem rigori de scurgere, să fie de unde banii? Dar atunci când s-a urnat, a spus eu am făcut un om de aleu și spune, nu, poate cea astră. Să găsim și bani. Datoria noastră. Am luat din bugetul local, am luat bani pentru tuburile alea, am pus la fiecare proprietate tuburi. Balța avea două porți, bă, dar puneți voi, frate, dar de abia am reușit, am pus la o poartă, poarta principală, vrei să spun și la aia, și la aia știu. Da, mulți s-au pus la autobus. Ăștia au fost banii, nu am avut bani mai mulți. Dacă aveți o sursă de bani și eu nu știu, e identificat. Și eu propun să adun luna de vicer, să o pun eu în fața primăriei, e frumoasă, dar trebuie să văd. Până la urmă am dat cu parul. Nu, dar eu știu că fost discuții și bă, de ce nu se face așa? Păi lumea cred că primarul nu e în stare să facă sau nu vrea să facă așa. Da, bă, prima, dar zona asta a străgi acolo de la Andreuță la Deal, zeci de ani de zile, și o zonă care vine apă în continuu, de lucruri. Da, domnul Prințvanță, dar acum făceam șanțul și după aia stricam canalizarea, acum chiar ne gândim că vrea să facem acordare noastră. Dar dacă ne gândim că într-un an o să vină un proiect de gază, nu o să strece iar, o să luăm iar pe tot șanțul. Nu știu, dacă oamenii înțeleg cetățenii comunei, sunt și lucruri care efectiv nu poți să le faci, că dacă le faci, să le faci pe cap. Avem și un mod de cum, domn primar. Am încercat acum să... am încercat. Să reușim, avem conducta în curtea de primării, am luat 4 km de conductă, să tragem apă până la școală la Bartea. Dacă o să venim în gura asfalt, să nu mai spargem după aia, să pățim capul. De când s-a întâlnit să fac promite, mulți dintre cei care au tras pe nu mai sunt. Și vă promise înainte mea, nu pot să răspund eu pentru promisiunile lor. Am vorbit la general, de când se promite. Exact. Noi nu mai sunt, au plecat. Și nici în câteva luni de zile nu pot să întorc comuna pe toți. Vă dați seama, știți prea bine, ați votat bugetul comunii, nu? Știți ce bani avem, unde să faci mai multe. Avem proiecte pentru centrul ăsta civic. Cineva chiar în biserică, duminică erați acolo. A început să țipi, păi, că primarul, că nu știu. Zonă, dar ce să le fac? Efectiv, s-a dus în mătură la poartă. Să le cozesc chiar, bă. Ați văzut ce frumos a predicat preotul din America. Dom'le, pe timpul Ceaușescu era a statului. Vinea statul, investea, punea băci, punea aia, vrea, nu ne interesa, era a statului. Dar acum nu. Tot ce facem e banul nostru. A contribuat.
E banul meu, a tău, a fiecare. Și dacă noi distrugem sau nu avem grijă din bunul nostru, dacă noi nu pornim din fața curții să ne măturăm, în fața curții să păsăm iarba, să ne curățăm șanțul, cine vine să-i facă? Voi ce vor, voi da ce vor. Am văzut că tot sunt preotul, că tot au luat discuția. Da. Domnule, nu am nimic cu nimeni, dar cei care, din punct de vedere a curățării asta, putem numi niște idioți. Parcă o să reclamare ca unii. Nu, dar așa e. Da, bine. Nu găsim cuvântul potrivit. Probabil că țință de educație, e celălalt. Mă parcă, nu știu cum zis-o, dar despre asta e vorba. Oamenii doresc în câteva de spate. Vedeți de azi că mai vorbeam de fonduri vestite, de fonduri europene. Avem proiecte terminate și nu sunt fondurile ale europene. Nicăieri, nicio axă nu ne finanțează. Drumul pe Apa Său, toate străzile, ulițele, fondurile Agăștin, toate care le-am depus, sunt multe, cred că avem terminate vreo 4, 5, mai lucrează la vreo 5, câte se mai lucrează, și vestitele alea fondurile europene nu le identifică nimeni, nimeni nu dă. Firma de consultanți cu care lucrăm spune, domnule, nu finanțează nimeni. Până în 2023, atunci se închide ciclul de finanțare și de final și nu mai are tușuri de niște. Dacă tot spune asta de fondurile europene, păi da. În zona la Apăș, Goiasa acolo, se canalizează totul și tot, frumos. Se va văzut, se face ricole la port, la Apăș, la Bani, la Primării. Face, domnule, nu mai permite cu 4 ani. Și acum vine. Ei, și dacă vreau să faceți proiecte de rângeva, peste 4 ani. Păi și noi sperăm. Da, da, vedeți că trebuie să fim pe acum, în vacuni, circuni, așteptăm să moară. Dacă le faceți, da, foarte bine. Mai sunt discuții? Comuna Sără este într-o zonă inundabilă. Ar trebui să informați cetățenii să facă asigurările acele obligatorii. Pentru că este risc de inundație. Și este bine și pentru primărie, este bine și pentru ei. Nu am înțeles. E obligatorii, dar oamenii nu fac. Și nu-i scump, e 100 și ceva de lei de an. Păi și ce credeți că sunt oameni care vreau? Da, sunt oameni care n-au sigurări. Ar trebui mers de la primărie, în zone unde e riscul cel mai mare. Da, e adevărat, putem face informare, dar noi nu-i putem obliga cu oameni să-și trebuie să-i oblige. Trebuie să-mi spuneți primăria, nu-i poate ajuta cu mare. De la Bilighet. La proprietar. Acolo sunt vreo, cred că, până într-o 100 de hectare de pământ. A comunia sunt? Da. A oamenilor. A oamenilor. A oamenilor din comuna Sără. Acolo sunt. Și nu mai folosește nimeni. Păi nu. Îți trebuie la primărie. Dar să oamenii au proprietăți. Păi de ce? Să oamenii au proprietăți. Dați un pic, domnul Măfăcă. Proprietăți private și care e problema noastră? A fost o întrebare, poate știți. Nu, dar a fost o întrebare. Chiar nu se poate face ceva. De exemplu, luăm un om cu 500 de ori și ducem acolo. Păi da, sunt proprietăți private sau oamenilor? Păi da, dar nu ne doar că ținem așa să facem. Domnul Targe, domnul Targe, s-a luat la foarte mulți în așa. Și eu am dat acolo. Așa și nu depus la apie. Tot terenul care e OAT-ul Agășului, indiferent cine-i proprietarul, îi trecut la primăria de mijloc agricol, la primăria de spune-o sigur din informații. Nu-i primăria Său. Nu, nu-i primăria Său. Și ai renunțat la ea. Nu l-a renunțat. Îl plătesc acolo, rotierea. Nu văd față, dar proprietatea mea. Și acolo sunt eu, mea. Dar îl plătesc acolo. Nu știu, mă gândeam, nu că... Mă gândeam, poate... Cum așa, doamne, știu, nu asta, adică nu aveți nicio obligație, nu aveți nicio, dar așa, omenești, să ajutăm un om care au 300 de ori, omule, nu te mai duci în fundul Sărului, la urmă. Nu ne putem ajuta pe noi, că avem atâta izlas și nu mai avem. Ce mai știți de izlas? S-a mai costat, s-a mai trezit. Nu spun de sus, 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 nu spun